Am mai spus la precedenta conferință de presă, noi suntem acum într-o fază în care elaborăm mai multe rapoarte speciale. Asta este un instrument pe care legea ne-l dă nouă, ne-l pune la dispoziție. Și în măsura în care de-a lungul timpului primim multe petiții sau avem multe sesizări din oficiu, ne dăm seama la un moment dat că sunt chestiuni care țin de sistem, sunt chestiuni structurale, și atunci elaborarea unui raport special are ca scop tocmai încercarea de a modifica ceva în ceea ce noi constatăm că nu merge așa cum ar trebui, în a face, bineînțeles, o prezentare a situației actuale, dar a face și propuneri și recomandări. Astăzi lansăm acest raport special care se referă la prevenție și informare în domeniul medical din România. Alături de mine se află colegii mei din instituție, domnul adjunct Jolt Molnar, care coordonează domeniul, care are în competențele sale inclusiv chestiunile acestea care țin de sănătatea publică, de accesul la sănătate publică, de serviciile oferite. De asemenea, doamna Andreea Băicoianu, care este șefa serviciului nostru de relații interinstituționale și de protocol al instituției, și două din colegele care au lucrat efectiv la acest raport, doamnele consilier Maria Câmpeanu și Maria Mirabela Mălăescu, care este de la BT Ploiești. Înainte de a le da cuvântul lor să vă spună cum au gândit acest raport și ce anume au constatat și ce propun, aș vrea doar să vă spun că instituția noastră a primit întotdeauna petiții care se refereau la accesul la servicii de sănătate, la felul în care oamenii au primit asistență, în general în sistemul sanitar. Dar odată cu pandemia, numărul acestor petiții a explodat. Acesta cred că este cuvântul corect. Și de asemenea s-a înmulțit foarte mult numărul dosarelor în care noi ne-am sesizat din oficiu, pentru că presa a relatat foarte, foarte multe situații și noi am deschis dosare și am investigat în foarte multe astfel de cazuri. Pe baza acestor petiții și a sesizărilor din oficiu, ne-am dat seama că sunt mai multe probleme în sistemul nostru de sănătate. O să urmeze și un alt raport special care vizează tot serviciile de sănătate. Cred că în maxim 2 luni, cred eu, că va fi lansat și acela. Dar cel de astăzi se referă la prevenție și informare în ceea ce privește sistemul medical din România. Domnule Molnar, vă rog să preluați dumneavoastră să le explicați obiectivele, metodologia folosită și ce s-a întâmplat în acest raport. Vă rog. Bună ziua, mă numesc Jolt Molnar, sunt adjunct al Avocatului Poporului. Aș dori să vă prezint câteva aspecte generale despre raport, după care am să le rog pe colegele mele să vă prezinte 2 subiecte aplicate, după care voi reveni eu cu unele observații despre... Eu ok, mulțumesc mult. Despre alte subiecte. În esență, cum spunea și doamna Weber, am avut foarte, foarte multe sesizări în ultima perioadă în ceea ce privește dreptul constituțional la ocrotirea sănătății, care de fapt este un drept care obligă statul, care creează obligația statului de a asigura acele facilități prin care sănătatea publică poate fi păstrată. Și am văzut foarte multe subiecte, foarte multe cazuri punctuale și de aceea am decis că e oportun să facem 2 rapoarte speciale. Primul referindu-se la tot ceea ce se întâmplă
înainte ca să apară boala, ca să apară afecțiunea medicală, iar celălalt se referă la ce se întâmplă după apariția îmbolnăvirii și cum pot pacienții să acceseze serviciile de sănătate din România. Ne-am bazat pe petiții, ne-am bazat pe sesizările noastre din oficiu și ne-am bazat foarte mult pe informații colectate din materiale de presă, dar în același timp și pe rapoarte și statistici prezentate de către instituțiile care au competență în acest domeniu. Am purtat o corespondență cu autoritățile publice pe aceste subiecte și colegele mele au făcut inclusiv mai multe anchete la Ministerul Sănătății în vederea clarificării unor aspecte. Acestea sunt pârghiile pe care le are instituția noastră în a dezvolta aceste subiecte și pe baza acestor informații, prin corelarea acestor informații, a reieșit acest raport. Eu aș ruga acum pe Maria Câmpean, consilier în cadrul domeniului nostru, să vă prezinte câteva aspecte în legătură cu analizele medicale gratuite. Da, bună ziua! În urma analizării petițiilor primite de la cetățeni, precum și a situațiilor care au intervenit, atât în timpul pandemiei, cât și ulterior, în care persoanele s-au confruntat cu imposibilitatea de a-și efectua anumite investigații medicale în timp util, fapt ce a atras după sine înrăutățirea stărilor de sănătate, noi am considerat necesar ca în acest capitol privind analizele medicale din cuprinsul raportului special să evidențiem două aspecte esențiale, și anume necesitatea luării unor măsuri pentru creșterea gradului de accesibilitate a serviciului gratuit de analize medicale, precum și importanța existenței unui consimțământ liber și informat al pacientului pentru orice intervenție medicală, inclusiv pentru efectuarea acestor analize medicale. Iar principalele deficiențe pe care noi le-am constatat în ceea ce privește acordarea acestui pachet gratuit de analize constau în termenele prea lungi de așteptare atunci când persoanele decid că doresc să-și efectueze acest set de analize gratuite și dificultățile pe care ei le întâmpină atunci când doresc să identifice o clinică la care să se programeze în vederea efectuării acestor analize. De multe ori, termenele de așteptare depășesc o lună, ceea ce nu este firesc în momentul de față. În momentul în care persoana interesată primește de la medicul de familie biletul de trimitere, care este necesar spre a se programa la o clinică, se confruntă cu situația de a apela la mai multe clinici și posibil în final să nu reușească să se programeze în timp util la niciuna dintre clinicile care îi sunt accesibile sau în care pacientul are încredere. Așadar, pentru soluționarea acestor impedimente, noi am formulat anumite propuneri în sensul identificării unor facilități pentru cetățeni, astfel încât în momentul în care ei se prezintă la medicul de familie, iar medicul de familie le recomandă să-și facă aceste analize și ei doresc acest lucru, să fie posibilă repartizarea lor la clinicile la care le sunt accesibile și la care ei doresc să-și facă aceste investigații. Spre exemplu, ar putea să existe un sistem electronic prin care pacienții să fie repartizați automat la aceste clinici, astfel încât ei să nu mai fie nevoiți să sune la diverse unități sanitare și să fie amânați pe motiv că nu sunt fonduri suficiente. Totodată, e necesar ca statul să acorde fondurile acestea de o manieră în care să se evite aceste prelungiri și fiecare persoană să aibă posibilitatea să-și efectueze analizele în termen maxim de o lună de zile. Totodată prezintă utilitate și identificarea de soluții pentru persoanele care locuiesc în anumite localități în care nu există astfel de clinici la care ei să-și poată face acest set de analize gratuite.
Iar în acest sens pot fi identificate facilități pentru transportul lor, pentru simplificarea procedurii de programare sau chiar organizarea unor caravane de recoltare care pot fi disponibile atunci când, spre exemplu, medicul de familie constată că are un număr de persoane care doresc să-și efectueze aceste analize. Și atunci aceste caravane ar putea veni în sprijinul acestor oameni care nu au posibilitatea de a se deplasa, fie din pricina distanței, fie din pricina faptului că sunt poate imobilizate la pat sau greu deplasabile. Așadar, cu cât acest serviciu gratuit de analize medicale va fi mai accesibil cetățenilor, cu atât mai mulți cetățeni vor apela la el. Și, prin urmare, obligația statului este aceea de a informa pacientul, precum și de a-i o permite accesul la un serviciu medical de calitate. Ok. Un alt subiect pe care îl considerăm important în acest domeniu este informarea publicului în legătură cu modul de viață sănătos și informarea publicului prin mass media în acest domeniu. Și aș ruga-o pe colega noastră Mirabela Mălăiescu să vă prezinte câteva aspecte din acest capitol al raportului. Sigur că da. Bună ziua! Noi am avut în vedere educația medicală așa cum se face în România în momentul acesta, și anume că nu poți să ajungi la o prevenție până nu cunoști informații din surse sigure și bine organizate, astfel încât cetățeanul de la cele mai fragede de vârste să-și cunoască toate aspectele referitoare la propria sa dezvoltare, la un nivel de un stil de viață cât mai sănătos. Și am plecat în analiza noastră având în vedere faptul că această educație medicală ar trebui să se facă cât mai temeinic prin cabinetele de medicină școlară, prin cabinetele medicilor de familie, astfel încât cetățeanul să beneficieze de tot ce înseamnă prevenție în materie medicală. Și credem noi că este și mai puțin costisitor dacă statul s-ar axa mai mult pe prevenție decât pe tratament, diagnosticare și tratament. Ca atare, capitolul 5, educația medicală, prevenția în școli, a avut în vedere și o analiză a modului în care se realizează educația medicală la nivelul de la cele mai fragede de vârstă, de la preșcolar și până la studenți. Și aici am subliniat noi aspectul că printre materiile pe care elevii le studiază, nu găsim în trunchiul comun nicio materie care să vizeze această educație pentru sănătate, astfel încât elevii să aibă acces la aceste informații cât mai bine organizate, să și le însușească de la fragede vârste, iar conduita lor ulterioară să fie una potrivită pentru un stil de viață sănătos. Am regăsit o materie opțională care se decide de către conducerile școlilor prin consultații cu părinții. Este acea materie opțională, educație pentru sănătate, dar din verificările pe care le-am făcut noi, dar și dintr-un raport al organizației Salvați Copiii, s-a reținut faptul că aproximativ 6% dintre copii beneficiază de accesibilitate către acest, deci au accesat această materie, care este, încă o dată, repet, opțională. De asemenea, pentru a avea informații cât mai clare, ne-am adresat Ministerului Educației, solicitând să ne comunice concret efectivul de elevi la nivel național care a beneficiat de acest opțional, educație pentru sănătate, iar din cifrele pe care ni le-au pus la dispoziție pentru perioada 2014-2020 se remarcă un procent foarte scăzut al elevilor care participă la un astfel de opțional, ceea ce ne arată că pe lângă informațiile pe care ei le pot regăsi poate pe la materia biologie sau prin alte materii, informații concrete pentru dobândirea unui stil de viață sănătos sunt foarte puține și elevii au foarte puține oportunități pentru a se familiariza cu astfel de noțiuni și de a-și însuși un comportament specific unui stil de viață sănătos. Ca atare, considerăm noi că ar fi necesară o analiză cât mai aprofundată de către specialiștii din domeniul sănătății împreună cu cei din educație, astfel încât să se înțeleagă necesitatea introducerii unei materii referitoare la educația pentru sănătate în trunchiul comun al materiilor, astfel încât un număr cât mai mare de elevi să aibă acces la astfel de informații. În privința informării publicului prin mijloacele media,
Am analizat ceea ce înseamnă difuzarea reclamelor la medicamente, la suplimente alimentare, prin intermediul televiziunilor, radio, dar nu am uitat internetul, care devine omniprezent în viețile noastre. Ne-am adresat și autorităților care au atribuții în monitorizarea și în verificarea modului în care se realizează aceste comunicări comerciale, și astfel încât publicul să aibă o informație cât mai corectă. Și ne-am adresat Agenției Naționale a Medicamentului, dispozitivelor medicale din România, care evaluează și avizează materialele publicitare pentru medicamente, iar atunci când constată derapaje în nerespectarea, așadar, cadrului normativ incident, realizării materialelor publicitare pentru medicamente, dispune, și ne-a și informat prin cifre exacte, retragerea acelor spoturi publicitare care pot fi dăunătoare sănătății publicului. De asemenea, ne-am adresat și Consiliului Național al Audiovizualului, care ne-a informat că pe parcursul anului trecut a existat o măsură de dispunere, o măsură pentru reintrarea în legalitate în privința unui spot publicitar. În schimb, în anul 2017 a decis suspendarea difuzării a 22 din 25 de reclame la suplimentele alimentare analizate, în urma reclamațiilor primite. Ceea ce ne-a reținut atenția în mod deosebit este faptul că dacă în materia medicamentelor există un cadru normativ destul de coerent, există autorități care monitorizează modul în care se realizează această difuzare a comunicărilor comerciale, atât pe partea aceasta de televiziune, radio, internet, în materia suplimentelor alimentare ne-a atras atenția faptul că comerțul online, așadar tot ceea ce se distribuie pe internet, nu are o reglementare suficient de riguroasă și de coerentă, astfel încât să existe o monitorizare pertinentă a modului în care se realizează comercializarea suplimentelor alimentare. Acest aspect l-am regăsit și în articolele difuzate în presă, și anume faptul că numeroși cetățeni pot fi înșelați de diverse reclame care sunt difuzate pe internet, iar pe respectivele site-uri pot fi clonate fie site-ul Ministerului Sănătății pentru a da credibilitate reclamei respective, fie pot fi postate opinii ale unor medici, ale unor persoane cu notorietate, deci cunoscuți în domeniul medical, tocmai pentru a întări credibilitatea informațiilor pe care ei le difuzează pe respectivele pagini de internet. Așadar, am constatat că există acest trend al leacurilor, al așa ziselor suplimente alimentare care ar putea vindeca orice afecțiune, inducând astfel în eroare mai ales utilizatorii care sunt mai puțin experimentați și care nu știu să verifice din surse sigure aceste informații. Acest aspect a fost reliefat și de Consiliul Concurenței, care a precizat că la nivelul consumatorilor există o confuzie și între medicamentele eliberate fără prescripție medicală și suplimente alimentare, iar deficiențele existente în materia legiferării pieței suplimentelor alimentare au fost subliniate în repetate rânduri de către Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare, care a subliniat tocmai această lipsă de conformitate între legislația națională și legislația europeană și lipsa de coerență în asigurarea unei reglementări eficiente în materia comercializării suplimentelor alimentare. Față de acest aspect, Institutul Național pentru Bioresurse Alimentare sublinia aceste deficiențe și ni le-a detaliat într-un limbaj specific specialiștilor din acest domeniu, iar ceea ce noi am considerat oportun ar fi aceea că aceste precizări ale Institutului Național, deci al specialiștilor, ar trebui să fie reanalizate la nivelul comisiilor de specialitate din Parlament, pentru ca întreg cadrul legislativ care reglementează materia aceasta a suplimentelor alimentare să fie revizuit conform reglementărilor Uniunii Europene și conform celorlalte acte normative conexe din România. De asemenea, s-a constatat din verificările noastre că nici normele care trebuie să reglementeze modul de fabricare, de comercializare, de utilizare a suplimentelor alimentare nu au fost elaborate de către Ministerul Sănătății, deși există o lege aprobată, intrată în vigoare, legea 56 pe 2021, încă de anul trecut, care reglementează aceste suplimente alimentare. Deși exista un termen de 90 de zile pentru elaborarea unor astfel de norme specifice, așa cum spuneam, fabricării, comercializării suplimentelor alimentare,
La scurgerea unui an constatăm că nu au fost elaborate de către Ministerul Sănătății, având în continuare în vigoare norme din 2007. Ca atare, lipsa aceasta de conformare între reglementările naționale și reglementările europene atrage atenția asupra necesității imperioase a reanalizării cadrului normativ actual. Considerăm noi că aceste informații ar putea fi utile, tot ceea ce am strâns noi în acest raport, pentru specialiștii care au competențe specifice și pentru autoritățile care pot lua decizii și care pot influența în felul acesta comportamentele consumatorilor. Mulțumim mult! Eu aș mai adăuga două idei. În primul rând, în ceea ce privește rolul medicilor de familie, este evident că medicii de familie au un rol special în prevenția, în prevenirea îmbolnăvirilor și serviciile de prevenție, de fapt, sunt incluse în pachetul minimal de servicii medicale de asistență primară. Deci ei au această obligație, au această răspundere de a monitoriza și de a facilita cumva prevenirea îmbolnăvirilor. Totuși, din statisticile prezentate de către Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, reiese că medicii de familie au decontat, de fapt asta e statistica care o avem, au decontat foarte puține astfel de intervenții și fără a nominaliza județe, pot să vă spun că au fost județe în care au fost decontate 11 astfel de servicii în anul 2021, alt județ cu 14. Evident, sunt și județe care au, unde medicii de familie se apleacă mai mult asupra acestor servicii, județe care au decontat peste 1000 de astfel de intervenții. Deci, pe lângă criza despre care știm cu toții în legătură cu medicii de familie și lipsa acută a medicilor de familie din sistem, vedem că ei practică foarte puțin această medicină preventivă, aceste acțiuni de intervenție anterioare îmbolnăvirii și din acest punct de vedere considerăm chiar binevenită recenta modificare legislativă care se referă la telemedicină. S-ar putea ca această metodă să dea o deschidere în acest domeniu și tocmai acestea sunt aspectele pe care le-am și recomandat în cadrul raportului. Un alt subiect important este cel al asistenței medicale comunitare și al mediatorilor sanitari. Acest subiect se referă la cele mai defavorizate și cele mai vulnerabile comunități din România, care unde lipsa serviciilor medicale se prezintă cel mai acut. Iar în acest domeniu am văzut că există o lipsă de coordonare între autoritățile centrale și autoritățile locale. Sistemul a pornit ca fiind centralizat în coordonarea Ministerului Sănătății, iar din anul 2016 a fost descentralizat și s-a dorit în acel moment o cooperare între autoritățile locale și autoritățile centrale pentru a asigura acest serviciu de asistență medicală comunitară. Nu, din informațiile pe care le-am primit, reiese că nu există această coordonare. Toate activitățile în acest domeniu depind de inițiative locale. Pe scurt, dacă un primar își dorește, depune diligențe, depune eforturi ca să aibă acest tip de serviciu. Dacă nu își dorește, nu există un cadru legal sau nu există o direcție clară venită de la centru pentru a impulsiona această activitate. Este important de reținut că Ministerul Sănătății declară și ne transmite și nouă prin răspunsuri oficiale că își dorește să dezvolte acest domeniu, dar
Până în ziua de astăzi n-am văzut nicio acțiune concretă pentru a pune în practică aceste bune intenții. Pot să vă dau un singur exemplu. Se așteaptă un ordin comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Dezvoltării pentru cooperarea dintre factorul local și factorul central de aproape un an de zile. Deci lipsesc acele instrumente juridice prin care acești oameni ar putea să demareze această activitate. Repet, în comunități vulnerabile, în zone în care lipsa serviciilor medicale este cea mai acută în România. Eu vă mulțumesc foarte mult și... Înainte să vă dau cuvântul și să vă invit să adresați întrebări, dacă le aveți, aș mai vrea să spun un singur lucru. Sigur că noi n-am putut să facem o analiză aici din punctul de vedere al costurilor ca atare, dar este cumva de bun simț de înțeles că atunci când vorbim de sistemul medical, de sistemul de sănătate, costurile sunt în primul rând în vieți omenești, că este vorba de sănătatea și până la urmă de viața oamenilor și evident există și un cost care este un cost economic, un cost financiar. Și noi când am început să facem acest raport ne-am gândit, dom'le, dar dacă previi, chiar dacă investești niște bani, oricum te costă mai puțin decât dacă după aceea trebuie să diagnostichezi maladii și să tratezi, pentru că, repet, în faza a doua costurile sunt foarte mult și în materie de oameni și de vieți omenești. Și ați văzut cu toții exact ceea ce noi am spus constant în timpul pandemiei. Imposibilitatea oamenilor de a avea acces la analize, de a avea acces la serviciile medicale de prevenție sau de diagnosticare timpurie, a avut consecințe în decesul foarte multor oameni. Culmea este că nu doar în România, dar cred că în România mai mult decât în altă parte, dar dacă vedeți, peste tot se spune a crescut numărul cancerelor, persoanelor afectate de cancer. De ce? Pentru că o diagnosticare timpurie altfel se tratează și altfel ajută la salvarea vieților omenești. Ce anume? Sau și închiși centre policlinici în pandemie. De asta să nu mai vorbim, că asta în România mai ales a existat imposibilitatea de a te duce și de a obține niște servicii medicale. Asta o să facă obiectul celuilalt raport. Noi a trebuit să le împărțim în două pentru că erau foarte mult material pe care l-am obținut. Dar evident sistemul este unul singur, iar din punctul de vedere al decidentului politic, al celui care face bugetul, ca să zic așa, evident, măcar chestiunea aceasta a costurilor financiare ar trebui să fie avută în vedere. Știți că noi am avut un raport în urmă, cred, cu vreun an și jumătate privind medicii de familie sau, mă rog, absența medicilor de familie din unele locuri și, dacă vă uitați, domnul Molnar nu v-a indicat aici județele, dar ele sunt în raport trecute. O să vedeți că sunt exact județele din care și lipsesc medicii de familie. Și astăzi vedeam știre că ne mai lipsesc, nu știu, 180 sau... De fapt, numărul medicilor în general văd că devine tot mai problematic, iar la medicilor de familie cu atât mai mult. Nu, eu o să mă opresc acum aici și o să vă întreb pe dumneavoastră, să vă rog să vă invit dacă aveți întrebări pentru colegii mei. Unde vor ajunge aceste rapoarte? Ca orice raport pe care îl facem noi, el trebuie trimis președinților celor două camere premierului, dar în plus am trimis și președinților comisiilor de sănătate din cele două camere, am trimis și, am mai trimis la cele două comisii pentru cultură și mass media. Deci cultură și mass media, pentru că era vorba și de reclame. Eu văd că mai nou se pun diagnostice prin reclamele TV, deci mie nu mi-a venit să cred. Adică îți spune... Deci nu... Online-ul încă este nereglementat, dar în televiziuni... Deci l-am trimis și acolo, dar și la CNA, cred că l-am trimis la Ministerul Educației și Ministerul Sănătății.
Am văzut că cel puțin anul acesta, în prima parte a anului, Parlamentul a luat în discuție unele din rapoartele noastre. Deci nu pot decât să sper că în continuare vor face acest lucru. Tocmai discutam cu domnul Molnar înainte, iată o propunere pe care noi o făcusem în raportul privind medicii de familie, a fost adoptat acum de Parlament, pentru că o propunere era, medicii de familie știți că au un cabinet, de regulă el este în zona orășenească, și propunerea era să le dăm posibilitatea să-și deschidă niște puncte de lucru și în alte zone, în comune, în localități mai izolate, pentru că dacă le dăm această posibilitate legal, chiar dacă ele nu vor fi dotate cu aparatura necesară, dar măcar dacă medicul se poate el deplasa acolo, nu știu, de 2 ore pe lună sau câteva ore într-o săptămână, tot este un mai mare avantaj pentru oamenii din comunitatea aceea. Noi cred că încă nu avem reprezentarea, că sunt oameni în țara asta care nu au cu ce să-și plătească transportul ca să se ducă undeva la oraș să se înscrie la un medic de familie. Bun, s-a adoptat în sensul în care li se dă voie. Asta nu înseamnă în acest moment că lucrurile se vor și rezolva. Chiar dacă primarii au posibilitatea să atragă fonduri, inclusiv prin programul Angel Salini, problema este de fapt a deficitului de medici de familie. Deci resursa umană în sistemul de sănătate este o mare problemă și mă tem că ea se va accentua această problemă în anii care vin. Noi am făcut acolo și niște recomandări cum anume ar putea să fie studenții la medicină capacitați să meargă spre medicina de familie, dar din păcate nu am văzut nicio schimbare de atitudine la nivelul universităților de medicină. Până acum. Aproximativ cât se vor pune în vigoare aceste reglementări? Cum ar fi analizele gratuite de analizele medicale? Analizele, ele sunt gratuite în măsura în care acele unități în care se fac acele analize au contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate. Problema e că în bugetul pe care îl are Casa de Sănătate alocat este un buget foarte mic. Și dacă vă duceți la orice clinică din aceasta care face analize, mai nou sunt numai alea private. Eu nu mai știu unde să mai fac analize în sistemul public, sinceră să fiu. Dar dacă vă duceți acolo, veți vedea că în primele 2 zile sau epuiza fondurile. La primele 2 zile e mare lucru. Uneori ți se spune că în prima zi. Ori oamenii... La fel este, nu numai bine, noi vorbim acum de analizele, dar la fel este pe toate screeningurile acelea de care ai nevoie, da? De la RMN-uri, la CT-uri și așa mai departe. De-aia programările durează luni de zile. Da, dar boala avansează. Știți, una e... Tocmai a preveni înseamnă la momentul X să faci ceva. Dacă te duci după aia la momentul X plus 6 luni, plătești, evident. Dacă plătești, instant se găsește loc. În aceeași zi, nu-i niciun fel de problemă. Așa uneori, să știți, la RMN-ul s-a întâmplat, apropo, vorbeați de cancer și după o săptămână, două, să spun că nu am loc cu placă. Da, cred că și asta este posibil. Eu știu ce dosare am avut noi aici, ce sesizări îngrozitoare, pentru că în perioada pandemiei, cel puțin, da, au fost istate. Măcar până au descoperit formulele de dezinfectare a utilajelor, deci noi am avut niște cazuri aici absolut îngrozitoare. Deci totul s-a dat peste cap și s-a blocat, s-a pus așa timpul între paranteze, dar și viețile oamenilor. Și, repet, acum ar trebui, din potrivă, să corectăm, ar trebui să facem un efort suplimentar pe care nu prea îl vedem, ca să fiu foarte sinceră. Deci nu știu, nu am un răspuns să vă dau. Ține foarte mult lucrul acesta și de bugetul alocat, de bugetul dat pe sănătate, de bugetul pe care îl are Casa de Sănătate și așa mai departe. Și nu este o chestiune care se ține numai de asta. Să știți că sunt mai multe. Dacă vă uitați la concediile medicale și felul în care acestea sunt
restituite instituțiilor. Să știți că banii aceia sunt restituiți în anul financiar următor, că nu mai ai să faci, că e obligatoriu, trebuie să renunți la ei. Adică sunt foarte multe lucruri care nu merg așa cum ar trebui, deloc, deloc. Vorbesc de această asistență medicală comunitară, pe care o prima dată dar cine ar trebui să facă această asistență? Doar medicii sau pot face și alte cadre asistenții sau nu știu... Deci sunt două categorii de personal. Să o luăm din altă parte. Există posibilitatea ca autoritățile locale să înființeze centre comunitare integrate, unde ar putea să se ofere mai multe tipuri de asistență medicală, inclusiv stomatologie. Deci, practic, să se înființeze un centru unde ar putea fi aduși medici care să presteze anumite servicii, anumite tipuri de medicină. Asistența comunitară medicală este o asistență specializată. Deci aici avem nevoie de personal specializat, medici sau asistenți care au competență. În cealaltă parte avem acest sistem al mediatorilor sanitari, care este un sistem gândit pentru comunitățile defavorizate, pentru a asigura persoanelor din aceste comunități ghidarea către serviciile medicale de care au nevoie. Aici avem persoane din acea comunitate angajate, nespecialiști. Rolul lor este exclusiv de a furniza informații și de a facilita accesul persoanelor care au nevoie de servicii. Deci sunt două tipuri de soluții cum ar veni. Ori primăria vine și implementează infrastructură și resursă umană la nivelul localității. Astea sunt centrele comunitare și asistența comunitară. Ori sunt persoane angajate care duc persoanele către locațiile unde sunt servicii. Ambele au ajuns să fie descentralizate și din momentul acela au început deficiențele în funcționare. Avem câteva informații în legătură cu intențiile de a dezvolta acest sistem, dar în practică nu le vedem. De exemplu, strategia pentru incluziunea comunităților de romi are un palier distinct pentru dezvoltarea sistemului de mediatori sanitari. Deci, ei, în această strategie, Guvernul României pune accent pe dezvoltarea acestui sistem, pe dezvoltarea acelui serviciu care duce oamenii către serviciile de sănătate. În Anghel Salini și în Pendelena anterior și în Anghel Salini avem această intenție de a dezvolta servicii, de a dezvolta infrastructură la nivel local. Ambele funcționează, există pe hârtie, dar în practică vedem foarte puține situații în care se și implementează și tocmai acesta e mesajul nostru, ca aceste două paliere să fie dezvoltate într-un mod coerent, într-o colaborare reală între autoritățile locale și autoritățile centrale. Acum e adevărat că pentru primari e mai multă bătaie de cap, nu numai ca să acceseze fondurile, ci ca să facă rost de resursa umană pe care trebuie să o aducă în comunitățile lor. Dar dacă și oamenii ar fi informați că tot se apropie alegerile locale, asta ar fi, cum să spun, un plus pentru primarii. Până acum s-au ocupat de infrastructura locală, de podețe, de așa. Păi da, dar un serviciu medical integrat la nivel comunitar, ala, într-adevăr, e mare lucru. Și, repet, nu trebuie să fie non-stop. Că ne dăm seama că nu există resursele umane, mai ales cele specializate. Dar dacă reușesc să-l asigure o dată pe săptămână sau de două ori pe săptămână dintre niște ore și cu medic de familie și poate cu medic stomatolog și cu un specialist care să vină din când în când pe un domeniu anume, că sunt în funcție de zone afecțiuni pe care le regăsim în mai mare măsură, atunci cred că pentru comunitate și pentru primarul respectiv nu ar fi un mare lucru că te ocupi până la urmă de oameni și de sănătatea lor.
și le aduci aceste servicii medicale la ei acasă, numai că e un fel de cerc vicios aici. Nici primarii probabil că nu știu foarte bine de toate lucrurile astea, oamenii din comunitate cu atât mai puțin, și aici cred că ar trebui să se facă ceva mai mult pentru informare. Mai ales că banii care pot fi atrași pentru așa ceva, care înseamnă și infrastructură și probabil și plata specialiștilor așa, prin proiectul, programul acesta a înghețanii, sunt mult mai ușor de atras decât alte tipuri de fonduri. Deci, De fapt, există și acelea. Adică există și finanțări externe, tocmai pentru aceste domenii. Da, dar hai zicem că altele poate durează mai mult, le atragi mai greu, dar astea cel puțin pot fi atrase și poți să vezi rezultatele imediat. Adică în câteva luni tu vezi că ai o comunitate care poate să beneficieze de astfel de servicii. Bun, noi ori de câte ori o să ne mai ducem, că noi tot facem anchete la foarte multe primării din țara aceasta și în general avem chiar relații foarte bune cu autoritățile locale. De multe ori oamenii nu știu și atunci când le explici, sigur că o să facem inclusiv acest lucru, să informăm și în legătură cu acest lucru. Da, e o picătură într-un ocean, adică ar trebui o acțiune cumva coordonată și ea trebuie coordonată, nu știu, și la nivel local, de la Consiliul Județean, dar și de la nivel central. Dar dacă vă spunea că de un an de zile nu e un ordin comun de Ministrul Sănătății și de Ministrul Dezvoltării, este evident că interesul pentru asta nu pare deloc să fie prea mare. Dacă nu mai aveți întrebări, vă mulțumim frumos și vă mai așteptăm, probabil că nu până la finele acestui an, deși mai avem alte rapoarte în pregătire, dar cu siguranță după aceea. Mulțumim!